A trecut de Camera Deputaților proiectul de lege potrivit căruia cadrele didactice sunt investite cu exercițiul autorității publice în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în vederea creșterii respectului copiilor și părinților față de oamenii care le instruiesc și educă copiii. Camera Deputaților a votat de asemenea în 6 aprilie 2016, a votat favorabil propunerea legislativă privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Spunem că această inițiativă a fost propusă de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ anul trecut și că acest proiect de lege a fost însușit de Camera Deputaților. Nefiind o cameră decizională, în această situație Senatul României are rol decizional, noi sperăm că și această propunerea noastră, care a primit votul favorabil la Camera Deputaților, va putea să treacă în Senatul României și să obțină majoritatea de voturi. Noul proiect de act normativ vine să reglementeze drepturile cadrelor didactice, care adesea sunt supuse umilințelor din partea unor părinți sau chiar a unor elevi certați cu disciplina. Apare în ultima perioadă foarte multe situații, foarte multe evenimente în care cadrele didactice devin victime și acest proiect de lege reglementează pentru toți lucrătorii care din învățământ, inclusiv, deci vorbeam pentru personalul de conducere și pentru mare și de control, reglementează anumite drepturi și sperăm noi să fie o protecție în exercitarea sarcinilor de serviciu. Liderii de sindicat cred că această lege este absolut necesară în sprijinirea câștigării autorității cadrelor didactice în fața societății. Legea trebuie să treacă și de Senat, care este de data aceasta cameră decizională. Actul normativ a fost necesar a fi legiferat, ținând cont de datele statistice potrivit cărora, în anii trecuți, peste 70.000 de profesori sau educatori au fost jigniți, amenințați sau loviți de elevi sau părinți din numărul total al celor 586.000 de cadre didactice intervievate. Autorii legii susțin de asemenea că un proces educativ de calitate nu poate fi făcut decât într-un mediu de respect reciproc între corpul profesoral și beneficiarii educației.